Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este un început de an al protestelor și al nemulțumirii. O altă categorie profesională care a ieșit în stradă este cea a medicilor de familie, împreună cu medicii din ambulatoriu. În București și în Timișoara, personalul medical a demonstrat ieri pe un frig pătrunzător, avertizând că noile măsuri pe care le va lua guvernul în domeniu vor determina scădere atât de drastice ale veniturilor medicilor de familie, încât aceștia ar putea să renunțe cu totul la contractele cu Casa Națională de Sănătate și să nu mai ofere consultații decât contra plată. La telefon este dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București Ilfov. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Doamna doctor, pe scurt, dacă puteți să ne explicați ce se întâmplă, ce vă nemulțumește, adică despre ce scăderi vorbim și de ce? Vorbim de scăderea ale valorilor de punct pe baza cărora suntem plătiți cu 25-30%, ceea ce antrenează scăderi de până la jumătate ale facturilor noastre începând cu luna următoare, pentru că se adaugă și modificările care vin la codul fiscal. Adică, când faceți o consultație, fiecare consultație se echivalează cu niște puncte. Nu? De consultație, nu? Cum ar veni? Da. Sunt punctate diferit consultațiile în funcție de consistența consultației. Una e să consulți un pacient obișnuit care vine la o consultație normală și alta e să faci monitorizarea unei boli cronice sau consultul unui nou născut și așa mai departe. Sunt punctaje diferite. Și despre ce bani vorbim pentru o consultație? Cât încasează în medie un medic de familie când face o consultație a unui pacient care vine pentru un consult cât de cât obișnuit, nu ceva ieșit din comun? Încasează vreo 40 de lei brut, ceea ce înseamnă că rămâne cu vreo 20-25 de lei în mână. 40 de lei brut? Da. Deci eu mă tun la o frizerie de cartier, la Cristina, da, de ani de zile și plătesc, adică costă 40 de lei tunsul. Acesta este cel mai frecvent exemplu care se ia atunci când discuți despre serviciul medical, ceea ce e... nu are nicio legătură cu realitatea. Doamna Alexiu, dar cât durează o astfel de consultație de 40 de lei? În medie. Mai mult decât un tuns. Nu, dacă ai idee, așa, nu știu. Jumătate de oră? Nu, durează... Nici asta e o problemă, că suntem normați. Deci, conform contractului, a trebuit să dureze 15 minute. Okay. Dar știe toată lumea că nu e totdeauna așa. Unele consultații sunt mai scurte, altele se pot prelungi mult peste 15 minute. Bun. Mai explicați-ne ceva, ca să înțeleagă toată lumea. Spre deosebire de medici din spitale, care sunt angajați ai unei instituții, care se ocupă de plata impozitelor lor... sunt reprezentați de sindicate foarte puternice, au obținut creșteri de venituri mari în ultimii ani. Medicii de familie sunt organizați altfel. Cum anume? Și ce se întâmplă cu banii pe care îi încasează de la CNAS? Adică, ce aveți dumneavoastră de plătit după aceea? Să știți că nici în spitale nu e chiar așa de rost cum descrieți, dar asta e altă poveste. Noi suntem unități private, suntem angajatori. Deci nu suntem o persoană care își ia salariul și stă liniștit, ci suntem o persoană care încasează banii de pe o factură care este contravaloarea serviciilor medicale și cu banii ăștia întreține un cabinet. Un cabinet înseamnă cel puțin un medic și un asistent angajat, înseamnă utilități, înseamnă femei de servici, o mulțime de contracte chirie? Pe care suntem obligați să le avem. Chirie, de chirie, plătiți? De deșeuri, de tot felul, internet, licențe. Factura la gaze, multe. La încălzire, plătiți? Exact, ce înseamnă utilități. Absolut tot. Toate astea plus o mulțime din acești... de materiale consumabile, biletele alea de trimitere pe care le primiți când mergeți la consultație, pe acelea noi le cumpărăm. Toate tipizatele, absolut tot ce vedeți în cabinet, nimic nu primim gratis. Totul e cumpărat din acești bani. De asta, în momentul în care se flutură sumele nemaipomenite pe care noi le primim, lumea trebuie să știe că nu e vorba de ce bani intră în buzunarul meu, ci de ce bani intră în cabinetul pe care eu îl întrețin. Problema este că măririle care au fost făcute din iulie încoace au dus la măriri de salarii. Toți angajații noștri au primit măriri de salarii. Iar acum eu ce să fac? Să scad salariul asistentei la jumătate pentru că ne ia bani în guvernul? Bun, deci scăderea estimată de venituri în urma noilor propuneri ale guvernului și CNAS, înțeleg că ajunge la 40%? Poate și mai mult, pentru că se schimbă și modificările legate de taxe și impozite, fiscalizarea la persoanele fizice autorizate din 2024. Bun, ascultător, doamna doctor, vă întreabă dacă încasați
separat bani pentru fiecare pacient pe care îl aveți în evidență, fără a fi neapărat consultat? Se încasează două tipuri de bani. Unul este legat de plata per capita în funcție de numărul de pacienți care sunt pe listă, dar nu, banii ăia nu sunt luați așa doar pe nume pe o listă, cum zicea premierul. Banii ăia per capita includ toate acele servicii pentru care noi nu suntem plătiți separat. Tot ce înseamnă tipizate, tot ce înseamnă adeverințe pe care noi le eliberăm, examene de tot felul în care nu se dau bani separat. Bani separat pe serviciu se dau pentru anumite servicii medicale care sunt considerate mai importante și de anvergură mai mare, de genul consultația unei gravide sau consultația unui copil care vine la vaccinare. Astea sunt servicii distincte, care sunt plătite separat, numite de performanță. Deci, doamna doctor, toate celelalte consultații, inclusiv cele care depășesc norma, toate intră în per capita, în acele nume pe o listă. Noi de 3 luni consultăm peste 40 de oameni pe zi, pentru că suntem în sezon de infecții gripale și infecții de COVID, și peste 50 de consultații pe zi, iar statul nouă ne plătește maxim 40. Toate celelalte consultații care nu sunt decontate intră în acest sac mare care se numește per capita sau banii pe listă, cum se discută pe orativ. Bun, doamna doctor, deci înțelegem că un medic de familie în actualul sistem de organizare lucrează ca un PFA, ca un mic SRL, nu? Patron. În care trebuie să-și organizeze activitatea și să plătească toate cheltuielile de funcționare, plus taxe, plus impozite. La sfârșit, rămâne cu niște bani. Cu cât rămâne în medie net un medic de familie la sfârșitul lunii? Să știți că nu se poate calcula pe lună. Noi calculăm în anul următor cum ar veni după ce se plătesc toate taxele și impozitele. N-aș putea să apreciez exact. Există o plajă foarte largă, sunt oameni care rămân cu mai puțin de 2000 de lei în mână pe lună, sunt alții care rămân cu sume mai mari, cu 30, 40, 50 de mii de lei, de 5000 de lei pe lună, scuze, vorbeam de 4 cifre, pentru că depinde foarte, foarte mult de ceea ce face cabinetul respectiv. E foarte greu de înțeles pentru populația întreagă felul ăsta de plată și pentru premier e greu de înțeles de vreme ce exemplele de ieri au fost extremele. Există cabinete, pentru că vorbim de o unitate privată, există cabinete care iau facturi foarte mari, într-adevăr, pentru că vorbim de niște oameni care au câte 4-5 puncte de lucru cu 4 medici angajați, cu 10 asistente. Deci întreții ca o micro-întreprindere care are 15 angajați și normal că factura aceea e mai mare, pentru că doctorul acela care coordonează acest cabinet cu atâția angajați se întinde pe niște sate foarte întinse, pe un areal destul de mare prin Moldova sau prin Tulcea, și asta înseamnă și spor de zonă, cu spor de rural. Deci dacă se dau exemple, 2-3 facturi din toată țara, din 9.000, asta nu înseamnă că toți câștigăm la fel. Bun, mai am o întrebare, mai avem poate un minut, două. Explicați-mi ce înseamnă această amenințare sau posibilitate, încetarea contractelor medicilor de familie cu CNAS. E posibil? Ce ar însemna asta pentru pacienți și pentru medici? Nu este deloc o chestiune pe care ne-o dorim. Trebuie să înțelegem acest lucru. Nu ne face bine nimănui un astfel de conflict. Contractul nostru se desfășoară între anumite date. În momentul în care el se termină, trebuie făcut fie un contract nou, fie un act adițional de prelungire. Așa cum se întâmplă cu absolut orice fel de furnizor de servicii, cum facem și cu telefonul sau cu curentul. Dacă acest contract nu se prelungește prin act adițional, toate serviciile încetează. Noi nu avem voie să facem grevă, noi nu putem să ne oprim activitatea, noi nici nu prea reușim. Bun, să ne și dacă medicii asta de familie ies din contractul cu CNAS, ce înseamnă asta pentru pacienți? Dacă medicii de familie ies din contractul cu CNAS, toate serviciile pe care acest contract le conține încetează. Deci tot ce înseamnă consultație gratuită, rețete compensate, bilete de trimitere, concedii medicale, absolut tot ce primesc oamenii din țara asta când se duc la medicii de familie, vor fi pe bani sau nu vor fi deloc. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri, de urmărit cu multă atenție ce se întâmplă în acest domeniu de important pentru noi toți. A fost în direct în deșteptare dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.